aplauze pentru Marin Madan. Bună seara, bună seara. Bună seara, mă numesc Marin și vin din Republica Moldova. Cătălin! Sunt favorit la Chelo, mersi! Uitați-vă, cea mai mare nedreptate de fapt care există în lumea asta, asta e între bărbat și femeie, în ritualul de a cere femeia în căsătorie. Pentru că dacă ei vor să trăiască împreună toată viața, el, nu ea, dar el, trebuie să cumpere un inel de logodnă scump, ca în filme. Și dacă ea spune da, el să mai cumpere două inele mai ieftine din aur, prin care o șere încă o dată pe dânsa și se șere pe dânsul. Deși după, el nu-l șere pe dânsul. Și el tot stă așa indecis și... Nu știu, nu știu, Andrei, nu știu. Lui tata nu-i place de tine. Tu miroși straniu. Și șalunica ta asta de pe față, Andreea, e și de mare că nu tu ai pe dânsa, dar e pe tine. Nedreptăți există și în trupele muzicale. Există așa o trupă cu denumirea Kaleo. Ei au un copil renumit, voi știți refrenul. Way down we go, go, go. Băieții se duc. Băieții cântă metaforic despre faptul că se duc la fund. Atenție! Băieții îs din Islanda. Islanda, asta e așa o țară cu media de viață de 83 de ani, unde nu există armată și totodată asta e una din cele mai sigure țări din toată lumea, cu o economie perfectă. Am o întrebare, băieți. Care way down we go? Voi ați fost în Moldova? Dar în Moldova, unde la fiecare pas e way down we go, la noi numai cânci de bucurie și de veselie. S-au furat un miliard din bugetul statului și la noi 99 de cu metri Dumnezeu ne-o dat, cu 99 de cu metri am să mă împart. Din piesele astea, da, o să le știm cu siguranță. Bun. Nice one. Și teți se bucură că s-au furat de la teți. Sărășii, foamete, inflații, oamenii n-au și mânca. La noi, făi verde și înșchiperi, uite ce am mâncat eu ieri. Și tăți se bucură că n-au și mânca. Adevărat. La noi știți când lucrurile încep să meargă bine? Pentru noi parcă nu e ok, parcă nu e interesant. De exemplu, nu de mult făceam sex cu ea și era tot bine. Adică ea așa-și spune, oi, e bine, e bine. Și la un moment dat, pălește-mă. Pălești. Dar eu sunt bărbat educat, eu respect femeile, eu n-am putut să o refuz. Pălește-mă. Apălit-o. În muzică, la fel, nu-mi plac oamenii ăștia care, dacă ascultă vreo trupă muzicală, trebuie să scrie peste tot de asta, peste tot, pe Facebook, pe Instagram, pe hainele lor. Nu de mult am căzut într-o situație incomodă. Mă văd cu un cunoscut pe drum și îi spun: hei, noroc, cum la tine? Văd că ai început să lucrezi la Metallica. Dar el spune: nu, asta nu-i fabrică, asta e trupă muzicală. Dar tu și asculți, mă întreabă. Dar eu spun: da, eu și ascult. Eu ascult H&M. Ia că așa și ne-am înțeles. În ziua de azi, fetele fac bani nebuni pe OnlyFans. Bani nebuni. Sincer, ia că uitați-vă, am cunoscut cazul unei vlogherițe care făcea vlog despre cum e să fii mamă exemplară și la un moment dat pe internet a apărut video unde ea, îmbrăcată doar în piele, agresiv mixa la păsărica sa. Agresiv. Cel mai interesant s-a întâmplat a doua zi, când ea, de la stres că acest video a apărut pe internet, s-a trezit cu fără lapte în sâni și cu plus 16.000 de urmăritori pe Instagram. Timp de o zi, nici cineva să-mi spună că eu de la masturbat am plus 16.000 de urmăritori pe Instagram, eu am uia mă duc de pe scenă și încep să fac video. Eu am 1.400.000, îți dai seama. Câtă muncă. Două săptămâni am muncit. Am încercat și eu să fac bani pe OnlyFans. Nu am prea avut rezultate. Unica și am putut să dobândesc asta cu o femeie în vârstă mi-a trimis 100 de lei cu rugămintea ca eu să nu-i mai transmit poze cu penisul meu. Și cum n-ar fi, puteți doneze mai mult. Totuși ne-i bunică. Hai mă! Frumos! Mă ducem eu la farmacie,
pentru că prietena mea era pe stop, avea acele zile, iar eu nu. Și dacă eu pot, eu mă duc. Și nu era incomod să spun despre ce îmi trebuie mie. Am hotărât să o fac mai metaforic, mai poetic. Vin la farmacistă și îi spun: bună ziua, n-ați avea, vă rog, niște albinuțe? La prietena mea plânge Floricica. La care la mine doamna s-a uitat lung în stare de eror și după vreo 3 secunde îmi spune: băietu, absorbanti îți trebuiesc sau și zi normal ce îți trebuie. Zic, da, albinuț de 3 picături, vă rog. Am luat albinuțele, m-am suit în autobuz, dar eu încă-s paranoic la mele. Nini spărie cumva că ele o scadă sau cineva o slivadă și gata, gata. Dacă asta se întâmplă în autobuzul din sat, eu pe viață rămân Marin 3 picături. Încă știți, dacă microbuzul a streacă pe lângă casa mea, oamenii să-i spună șoferului: opriți acolo la colț, la 3 picături. Sau dacă stă undeva la vreo sărbătoare și la mine să ajungă rândul cu băutul, cu turnatul, cineva să mă întrebe: Marin, ți-o în 25 sau în 50 de grame? Precis să-ți găsească deșteptul ăsta care spune: nu, lui 3 picături. Eram la un mormântare. Mai bine. Mulțumesc. Eram la o masă de pomenire după înmormântare. Cineva a spus o glumă neagră despre morți și tăți de la faptul că sunt său incomod, au început să râdă isteric în grup, în hohote. Dar în psihologie este așa o chestie. Atunci când oamenii râd în grup, fiecare instinctiv se uită la acela de care îi place sau cu care ar vrea relații intime. Și aici... Să uitau toți la mort. Vrei să spui ceva? Și aici eu am văzut cum mătușa mea se uită la poza răposatului. Și am înțeles, bunelul a avut ceva cu dânsă. Dar după ne-am dat seama că eu în momentul ăsta mă uitam la mătușă. Și ne-am adus aminte cuvintele bunelului, care îmi zice: Marinel, Marinel, e bună tanti Mariana, așa? Așa e că e bună. E, știu eu că e bună. Auzi, când eu o să mă duc, auzi, când eu o să mă duc, să ai grijă dânsa. Marinel, Marinel. Mulțumesc cu vostru, fost Marinel 3 picături. Marinel 3 picături.